Biletele de călătorie cu trenul la Iași se vor scumpi cu până la 30%, începând cu data de 10 mai anunțat întreprinderea caleferată a Moldovei. Astfel, un bilet pentru clasa a 3 -a va costa 110 lei față de 90 în prezent, pentru clasa a 2 -a, 130 de lei față de 100 de lei în prezent, iar un bilet pentru clasa a 1-a 170 de lei față de 130 de lei cât este acum. Pentru copii se va aplica reducerea de 50% din tarif. În fiecare zi, CFM operează două curse pe această rută. Amintim că săptămâna trecută guvernul de la Chișinău a majorat capitalul social al CFM din contul creditelor de la BERT și BI, astfel peste 728.000 de lei sunt echivalentul la 35.000 de euro vor fi alocate de Ministerul Finanțelor pentru majorarea capitalului social al întreprindere de stat calea ferată a Moldovei. Totodată, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spână a declarat anterior că pentru achitarea restanțelor salariale ale angajaților de la calea ferată a Moldovei, Ministerul de Resort va contracta un împrumut de 35 de milioane de lei de la o altă instituție de stat. În ultimul an, CFM a ajuns să se confrunte din nou cu probleme financiare, fiind acumulate noi restanțe salariale. La sfârșitul lunii ianuarie 2024, lectofilata a demisionat din funcția de șef al căi ferate din Moldova, invocând lipsa finanțării corespunzătoare din partea statului. Ulterior, Agenția Proprietăți Publice l-a desemnat pe Serghei Tomșa să se preia interimatul funcției de director general pentru o perioadă de tranziție. CFM este cea mai mare întreprindere de stat cu 6.000 de angajați.